Să citim acest cuvânt al lui Dumnezeu de care ne folosim în seara aceasta din cartea Neemia, capitolul 1, pagina Scriptură 497. Neemia, capitolul 1, de la versetul 1. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia, în luna Chișleu, în al 25-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru harul acesta pe care îl avem să fim împreună la o seară de studiu biblic, de fapt la începutul unei serii succesive de studii biblice, prin care dorim să ne zidim sufletește, dorim să ne îmbărbătăm la oaltă și eventual să fim clarificați în anumite învățături ale Sfintei Scripturi. Pentru seara aceasta, tema noastră, după cum ați fost anunțați și prin acele foi pe care unii le-ați primit, este despre cum să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. De la bun început, vreau să vă aduc aminte că această chemare de a lucra pentru Dumnezeu, pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, este o chemare în egală măsură valabilă pentru fiecare dintre noi. De aceea toți care suntem prezenți aici, și frați, și surori, și mai tineri, și mai în vârstă, ne regăsim în conținutul, în miezul acestei tematici. Am ales ca și suport pentru dezvoltarea temei noastre cartea Neemia. Am citit doar câteva versete, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom privi în primele 6 capitole de aici, din cartea Neemia. De ce tocmai această carte? Pentru că vom observa, este o asemănătoare foarte frumoasă, o asemănare foarte puternică și convingătoare între lucrarea pe care a făcut-o Neemia atunci și lucrarea pe care trebuie să o facem noi în perioada Harului. Ne aflăm aici aproximativ în anul 450, înainte de Domnul Iisus Hristos. Poporul Israel a început să se întoarcă în țară după o perioadă de 70 de ani de robie sub Imperiul Babilonian. Întoarcerea poporului în teritoriul lui Israel s-a făcut în mai multe etape. Într-o primă etapă au reconstruit altarul ca să poată aduce jertfe lui Dumnezeu. Într-o altă etapă au reconstruit templul la Ierusalim sub conducerea lui Zorobabel ca să aibă unde se aduna, unde să aibă părtășie. Și într-o altă etapă, care este prezentată aici în cartea Neemia, poporul acesta întors în țară a început ca să reconstruiască zidurile cetății, pentru că zidurile fusese dărâmate, porțile cetății au fost arse de foc, cetatea avea nevoie de o protecție și, într-un fel, zidurile acestea reprezentau configurația țării Israel și vorbeau și despre identitatea acestui popor. Sigur, noi nu avem de construit niște ziduri ale unei cetăți, dar noi avem de zidit Biserica Domnului Iisus Hristos. Maestrul principal în această lucrare este însuși Fiul lui Dumnezeu. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus, vă aduceți aminte, a spus: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. El este conducătorul
acestei lucrări de zidire a bisericii. Dar în același timp, noi suntem colaboratori cu Domnul Iisus. El ne face coparticipanți la această lucrare de zidire, prin slujbele pe care le-a dat în biserică, prin darurile pe care le-a lăsat în biserică, prin chemarea pe care ne-a făcut-o. Astfel, împreună cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să zidim și noi. Spune Scriptura că trebuie să zidim prin cuvinte bune și frumoase, Efeseni capitolul 4, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Trebuie să zidim prin dragoste, Efeseni 4 cu 16, tot trupul bisericii se zidește în dragoste. Trebuie să zidim prin predicarea Evangheliei, prin studii biblice, de felul acestor studii pe care le facem împreună. Apostolul Pavel în privința aceasta spunea că Dumnezeu i-a dat putere pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 19. Trebuie să participăm la zidirea bisericii prin darurile Duhului Sfânt pe care Dumnezeu le-a dat bisericii. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26, vorbește de pildă despre darul prorociei, care este dat spre zidire, sfătuire și mângâiere. Așadar, fiecare dintre noi suntem chemați să ne implicăm în această lucrare de zidire. E adevărat că pentru unii e mai ușor să dărâme. Dacă stăm și ne gândim și la o construcție din aceasta fizică, e mai ușor de dărâmat decât de zidit. Pentru dărâmare, oamenii folosesc acele utilaje grele, vin imediat cu un buldozer, lovesc cu ciocanul, dau cu barosul, sar cărămizile, sare praful, se demolează imediat o anumită clădire și într-un timp relativ scurt, clădirea este radiată de pe fața pământului, este transformată în moloz. Pentru dărâmare nu se cere foarte, foarte multă înțelepciune sau abilitate. În schimb, pentru zidire e nevoie de proiectanți, e nevoie de o gândire prealabilă, foarte meticuloasă, e nevoie de oameni care să studieze construcția respectivă din toate unghiurile, din toate punctele de vedere, apoi este nevoie de meseriași. E bine, vreau să vă spun că asemănător stau lucrurile și în ce privește Biserica lui Hristos. Unii n-au înțeles că slujba la care noi suntem chemați este să zidim. Și cei care n-au înțeles, mai mult dărâmă în loc să zidească. Dărâmă prin vorbele lor, dărâmă prin indiferența lor, dărâmă prin lipsa lor de activitate, prin lipsa lor de implicare, dărâmă poate prin anumite atitudini firești pe care le au. Și sigur că acești oameni ies din sfera de influență și de călăuzire a Duhului Sfânt și ajung să fie la un moment dat mânați de firea pământească. De aceea noi trebuie să ne evaluăm pe noi înșine și să ne punem în modul cel mai sincer această întrebare: oare eu sunt un instrument de zidire pentru biserica din care fac parte sau poate că sunt un instrument de dărâmare și poate că mai mult am dărâmat și am lăsat în urma mea praf, moloz, răni și dureri în dreptul altora. Deci când vorbim de lucrarea de zidire, ne regăsim în întâmplarea aceasta cu Neemia. Și o să vedem aici câteva elemente sau câteva atitudini care trebuie să ne caracterizeze pe noi atunci când vrem să zidim, când vrem să fim folosiți de Dumnezeu, la îndemâna lui Dumnezeu. Niște instrumente eficiente și care să lucreze pentru slava lui Dumnezeu. Neemia era paharnic al împăratului Artaxerxe. Și în timpul acesta, spune Scriptura, că s-a întâlnit cu unul dintre frații lui, a stat de vorbă cu acest frate și l-a întrebat despre starea evreilor care s-au întors din robie și care acum erau în Israel. Acesta i-a dat știri și a explicat faptul că cei de acolo din Israel erau în cea mai mare nenorocire și ocară, pentru că zidurile Ierusalimului erau dărâmate, porțile erau arse de foc, vrăjmașii râdeau de evrei, îi arătau cu degetul, evreii au devenit o priveliște de dispreț pentru păgâni.
Când Neemia a auzit aceste lucruri, când a primit aceste informații, spune el, este propria lui mărturie pe care o depune aici, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Iată primul element din lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu, este compasiunea. Nu poți să faci nimic și nu te poți implica într-un mod autentic în lucrarea lui Dumnezeu până când nu ți-e milă, până când n-ai compasiune, până când nu ești mișcat de starea fraților tăi, de situația în care se găsesc cei din jur și eventual de situația oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care sunt într-o mare nenorocire. Când Neemia a auzit aceste informații, a fost mișcat atât de profund, a început să plângă, a fost îndurerat, erau frații lui, era poporul lui. A stat jos și a plâns și s-a jelit multe zile. Dar putea, dacă ar fi fost un om firesc, un om obișnuit, să nu-i pese prea mult. După ce a auzit acele informații, să fi spus, ce să le fac eu? Bine că eu am o slujbă confortabilă, bine că eu mă descurc, am un salar bun, o duc bine aici la curtea împăratului, n-am cu ce să-i ajut, treaba lor. Ce seamănă omul aceea va secera, ei culeg consecințele neascultării lor față de Dumnezeu, așa că nu văd cu ce aș putea să-i ajut. Omul indiferent, omul rece, ca un iceberg, nu poate să fie de folos pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fiți convinși de lucrul acesta. Omul care nu simte, pe care nu-l doare, nu se poate implica într-un mod util în lucrarea lui Dumnezeu. Se poate implica doar formal, poate să facă o slujbă doar profesional, poate să aibă o activitate doar de ochii celorlalți, dar adevărata lucrare ce presupune ungere din partea lui Dumnezeu și care se concretizează în rezultate, începe cu această atitudine de compasiune. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos în Noul Testament. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, versetele 35 și 36. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Motivația pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos a fost mila față de mine, față de tine, față de oamenii de atunci, din Israel și față de oamenii din toate timpurile. Când a văzut noroadele risipite, necăjite, fără obiectiv, fără credință în Dumnezeu, i s-a făcut milă. Oare nouă ne este milă de cei din jurul nostru? Oare mi este milă când văd un frate care nu reușește să trăiască pocăința? Oare mi este milă de cineva care e încercat, are necazuri, are boli? Câteodată, în loc de milă, noi poate ne poziționăm într-un scaun de judecători. Poate mai ușor ne este să condamnăm. Mai ușor este ca să bârfim greșelile cuiva decât să încercăm să ajutăm persoana respectivă. Mila este resortul care ne determină să vrem să facem ceva pentru ajutorarea fraților noștri, pentru acelora care sunt nenorociți. Un alt exemplu, uitați-vă la Apostolul Pavel, Romani capitolul 9, versetele 1 și 2. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Cu toate că în viața de credință noi experimentăm bucuria pe care o dă Duhul Sfânt, bucuria pe care o aduce mântuirea, bucuria pe care o ai împărtășie cu Dumnezeu, totuși iată că atunci când știi că frații tăi poate nu sunt într-o stare bună cu Dumnezeu, mila te face să simți durere pentru ei.
Apostolul Pavel simțea o mare întristare și o durere necurmată în inimă. Ar fi fost în stare să facă orice, să-i poată ajuta pe oamenii aceștia, să-i scoată din impas. Când n-ai milă, nu poți să fii de folos lucrării lui Dumnezeu. Noi nu suntem niște doctori care să operăm încercând o degajare emoțională. E adevărat că doctorul, prin însăși învățătura pe care a primit-o, el trebuie să nu se implice emoțional. El ia bisturiu și cu sânge rece, trebuie să nu se gândească la persoana respectivă, în mod profesional, taie și operează, coase și pune la loc. El, dacă se implică emoțional, nu poate să facă bine, cu succes, lucrarea respectivă. Asta face parte din instrucțiunea lor, ca și medici. Dar când vorbim pe plan spiritual, noi nu putem să fim niște doctori lipsiți de sentimente sau care să nu ne implicăm emoțional. N-ai cum, te doare, e fratele tău, este sora ta, te implici și simți în inimă ceva. Așa a fost Neemia. S-a jelit multe zile, a plâns. Apoi, al doilea element pentru o lucrare creștină binecuvântată de Dumnezeu, alături de compasiune, este rugăciunea de mijlocire. După ce s-a jelit, după ce a simțit în inimă această durere pentru frații lui, continuă cuvântul aici în Neemia, capitolul 1, de la versetul 5, el a început să se roage. Se roagă și mijlocește pentru popor. Adevărul este, când ți-e milă de cineva, te rogi. Noi de multe ori poate ne rugăm în mod mecanic. Câteodată vin bilete în față și sunt citite aceste bilete, dar necunoscând detaliile problemei sau necunoscând persoana care este adusă în față, nu avem sentimente, ne rugăm mecanic așa. Dar când cunoști cazul, când cunoști situația, când ai avut contact cu durerea persoanei în cauză, altfel te rogi, altfel simți, altfel vin lacrimile, cumva te identifici cu persoana respectivă. Compasiunea determină rugăciune. Neemia se roagă și spune: Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, și vă rog să observați, în rugăciunea aceasta pe care o face, Neemia se identifică cu poporul, vorbește la persoana întâi, ne uităm la versetul 6, să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, o rugăciune stăruitoare, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcate făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Câtă smerenie în rugăciunea aceasta pe care o face Neemia înaintea lui Dumnezeu. Observați, el nu arată cu degetul să zică: Doamne, ei au păcătuit, ei te-au întristat. Se include în poporul evreu și spune: Doamne, eu și casa tatălui meu am păcătuit. Rugăciunea de mijlocire înseamnă să te identifici cu problemele fraților tăi. Înseamnă să te faci una cu ei. Înseamnă să stai în spărtură. Așa a făcut Neemia. N-a încercat să cultive o atitudine de superioritate în raport cu ceilalți evrei, ca și cum el ar fi fost mai sfânt, cu toate că el era un om mai deosebit. El era un om cu un caracter ales, dar se coboară la nivelul lor și când se roagă și când mijlocește, mijlocește în baza promisiunilor lui Dumnezeu. Spune: Doamne, adu-ți aminte, Tu ai promis că dacă poporul acesta se va întoarce la Tine, de acolo de unde a fost răspândit printre națiunile pământului, Doamne, Tu-l vei asculta, Tu vei avea milă și vei interveni. Versetul 9, dar dacă vă veți întoarce la Mine și dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi zgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele Meu acolo. Deci în rugăciune Neemia invocă, face apel la promisiunea lui Dumnezeu, se bazează nu atât pe ce ar putea să facă evrei, cât se bazează pe bunătatea și pe harul lui Dumnezeu. Cheamă această bunătate a lui Dumnezeu peste popor. Rugăciunea de mijlocire e partea pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi în lucrare. Nu poți să faci o lucrare eficientă până nu te rogi. Eu pot să fac o anumită lucrare, dar dacă nu mă rog pentru cei în fața cărora
mă prezint sau pe care trebuie să-i slujesc, înseamnă că mie nu-mi pasă de ei. Cineva s-ar putea să cânte, dar rugăciunea trebuie să vină înainte de cântare, să te rogi pentru cei cărora le cânți. Altcineva poate să recite o poezie. La fel, rugăciunea trebuie să meargă înaintea poeziei. Rugăciunea de mijlocire este valabilă pentru orice nuanță din activitatea aceasta diversă pe care o depunem noi în perimetrul Bisericii lui Dumnezeu. Toți oamenii lui Dumnezeu, care au fost niște instrumente eficiente în mâna Domnului, au fost oameni ai mijlocirii. Nu ne permite timpul, dar vă aduc aminte, Moise a fost un om al mijlocirii. S-a interpus între popor și Dumnezeu. A spus, Doamne, decât să distrugi tot poporul acesta și neamurile să spună că n-ai fost în stare să-l duci în Canaan, mai bine omoară-mă pe mine, spunea Moise la un moment dat. A fost un om al mijlocirii, un om care a stat așa între popor și Dumnezeu, un om care a câștigat inima lui Dumnezeu de fiecare dată. Deci, de la compasiune, al doilea pas este rugăciunea de mijlocire. Roagă-te, pentru că este speranță. Roagă-te cu credință, identifică-te cu problemele celor din jurul tău, trebuie să-ți pese de necazurile lor, de situația lor. Apoi, mai departe, al treilea element în implicarea noastră pentru zidirea bisericii este acțiunea. Acum observați dumneavoastră, Neemia s-a rugat și putea să se oprească aici. Putea să spună, eu mi-am făcut datoria, îmi pare rău pentru frații mei, simt cu situația lor, mă doare când știu că sunt într-o stare atât de nenorocită, zidurile dărâmate, m-am rugat pentru ei, am mijlocit, acum Dumnezeu să aibă milă de ei. Ei sunt acolo, eu sunt aici, mai mult de atâta ce pot să fac. Putea să se rezume la punctul acesta, m-am rugat și cu asta s-a terminat. Dar de la rugăciune, Neemia trece la acțiune practică, o acțiune prin care el se consacră, se dedică să facă ceva în termenii cei mai concreți pentru frații lui. Stă în fața împăratului Artaxerxes, acesta îl vede că e foarte trist, își dă seama că în spatele tristeții de pe chipul lui Neemia se ascunde o cauză sufletească, împăratul stă de vorbă cu Neemia, află cauza, și atunci Neemia îndrăznește în numele lui Dumnezeu și cere permisiune împăratului ca să meargă în Israel. Și nu numai că îi cere îngăduința, versetul 7 din capitolul 2. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu ca să mă lase să trec și să intru în Iuda și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetății de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Îi cere anumite favoruri acestui împărat pentru că Neemia are încredere că Dumnezeu va lucra chiar și la inima împăratului și așa a fost. Neemia trece la acțiune. Acum vedeți poate că mulți dintre noi avem compasiune și ne este milă, ne-i milă de frați, ne-i milă de necazurile lor. Poate că ne-am și rugat, ne-am implicat în rugăciune de mijlocire și știu, avem rugăciuni de mijlocire care se înalță către Dumnezeu și care sunt în atenția lui Dumnezeu cu siguranță, dar nu toți trecem la acțiune. Când e vorba de acțiune, dintr-o dată începem să ne găsim scuze, pentru că acțiunea înseamnă sacrificiu, acțiunea înseamnă timp pus deoparte. Acțiunea înseamnă câteodată să te alegi cu probleme, cu oameni care te interpretează greșit. Acțiunea te costă ceva, te costă confortul tău. Trebuie să ieși din zona obișnuințelor tale, din zona de confort. Acțiunea presupune să te cheltuiești, presupune să te dăruiești, presupune să faci ceva mai mult decât rugăciunea propriu-zisă. Vă aduceți aminte cu siguranță de pilda cu samariteanul milostiv. A trecut preotul pe lângă omul căzut între tâlhari, l-a văzut pe omul acela, dar n-avea nici compasiune și dacă n-avea compasiune, nu putea să întreprindă vreo acțiune. A trecut levitul în aceeași categorie și la fel, l-a văzut pe omul căzut între tâlhari, dar nici acesta n-avea milă.
Nu-l interesa, avea problemele lui, trăia în cercul lui egoist și a mers mai departe. Ei, la un moment dat, apare samariteanul acela milostiv. Ce face samariteanul acesta? Evanghelia după Luca, în capitolul 10, versetul 33. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Mai întâi s-a făcut milă de el. Dar nu s-a oprit aici, n-a dat din cap așa compătimitor să zică bietul de el, îmi pare rău pentru el, săracul, uite ce a pățit săracul. Am să fac o rugăciune pentru el când ajung și eu pe la templu sau mă duc în Ierusalim, îmi pare rău pentru el, a fost jefuit de tâlhari și să fi plecat și el mai departe. E, asta nu e milă suficientă. Adevărata compasiune te împinge ca să acționezi, să faci ceva. Vedeți, noi de multe ori avem milă de oameni, dar nu facem nimic pentru ei. Avem milă și poate chiar plângem, auzim situații dramatice, dar nu facem nimic pentru ei. Noi, în ce ne privește, așa cum citeam despre istoria unui om care s-a dus în Africa să facă niște poze și niște videoclipuri cu sărăcia de acolo, cu oamenii nenorociți de acolo și la un moment dat omul ăsta a surprins pe peliculă o situație foarte dramatică. A văzut un copil din ăla negru, foarte slăbit, numai oasele și pielea erau de el, care se tăra, nu mai putea să meargă. Se tăra bietul copil undeva pe nisipul acela înfierbântat de soare și deasupra copilului undeva un corb se învârtea, așteptând copilul acesta să moară. Și omul a prins, a făcut un videoclip foarte sugestiv. S-a dus cu videoclipul în niște organizații religioase, a prezentat această situație. Mulți au plâns când au văzut. Nu le venea să creadă că există în realitate așa ceva. Dar cineva l-a întrebat pe cel care a făcut videoclipul: auzi, am o întrebare, dumneata, ce ai făcut pentru copilul acela când ai văzut situația respectivă? Omul a pus capul în jos și zice: știi, n-aveam timp, slujba mea era doar să fac poze, să surprind imagini, să pot să le duc altora, ca alții să vadă. Bun, dar dumneata, personal, n-ai făcut nimic? Ce, n-aveam, omul se scuza, n-aveam timp. Vedeți? Realitatea este că de multe ori noi facem așa un fel de videoclipuri de felul ăsta. Vedem, spunem altora problemele ce am văzut, suntem mișcați, avem sentimente, ne doare. Problema este acțiunea. Ce faci concret pentru omul ăla nenorocit, pentru fratele meu, pentru sora mea? Ce fac eu? În ce măsură mă implic? Și vedeți, samariteanul acesta, după ce i s-a făcut milă, spune, s-a apropiat. Și iată, acțiunea înseamnă să dai din ce e al tău. Acțiunea presupune cheltuială. I-a legat rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el. Câtă preocupare la samariteanul acesta, câtă atenție. Pentru cine? În definitiv, pentru o persoană pe care nu o cunoștea. Pentru o persoană cu care în relația civilă n-avea nimic de a face. Pentru un străin face toate lucrurile astea demonstrând milă și devenind în contextul respectiv o pildă pentru evreii care n-aveau asemenea acțiuni. Deci acțiunea te determină ca să mergi pe teren. Revenind la Neemia, uitați-vă cum se implică acest om al lui Dumnezeu în acțiune. Ajunge la Ierusalim și a stat acolo 3 zile, ne spune capitolul 2. În timpul nopții a început să cerceteze, versetul 15, m-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. A văzut situația, a luat notă de această situație și n-a făcut doar un raport pe care să-l ducă împăratul Artaxerxe și împăratul Artaxerxe să trimită niște ajutoare, eventual pentru acești evrei. Nu. A stat de vorbă cu dregătorii evrei, versetul 17. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Veniți să zidim. O acțiune de mobilizare. Îi convoacă și pe ceilalți ca să se implice în așa ceva. Frați și surori, vreau să vă spun că noi avem nevoie de acțiune. Compasiune, rugăciune,
acțiune, trebuie să ne mișcăm, trebuie să facem ceva. Noi realizăm multe lucruri pentru noi, e adevărat. Ne construim case, muncim, îți cumperi o mașină, ții un mobilier pentru casă, mai ajuți și pe cineva, și o rudă, și un frate. Realizăm multe lucruri care țin de pământul acesta. E bine, sunt necesare și acestea. Dar nu uitați, toate lucrurile pe care le zidim aici pe pământ pentru noi sau pentru confortul nostru, rămân aici. Numai ce zidești pentru împărăția lui Dumnezeu are durabilitate veșnică. Trece dincolo de pământul acesta. Numai ce zidești pe plan spiritual, ai zidit prin încurajarea, de exemplu, pe care ai oferit-o unor persoane demoralizate, ai zidit prin versurile de poezie, ai zidit prin cântare, ai zidit prin mesaj, ai zidit prin rugăciune, ai zidit prin prezența ta. Câteodată simpla prezență la patul unui bolnav este ziditoare, este constructivă pentru omul acela care suferă. Ce zidește în Hristos lucruri de valoare, Apostolul Pavel spune, aur, argint, pietre scumpe, acestea sunt lucruri care nu-și pierd răsplata înaintea lui Dumnezeu. Dar ca să zidim, trebuie să ne mobilizăm. Neemia a spus, haideți să zidim. Nu mai stăm așa, nu mai suportăm această situație. Să ne aducem aportul fiecare în mod personal. Unii au tendința să lase lucrarea doar pe seama altora și să spună, eu nu sunt calificat, ce pot eu să fac? Eu să predic, nu știu, să recit, n-am dar, să cânt cântări, n-am voce, ce pot eu să fac? Dar slujirile nu se rezumă doar la slujirea publică a fraților care, să zicem, ies în față. Slujirea are o varietate de nuanțe. Foarte mare parte din slujire se face în ascuns. Slujirea înseamnă și să încurajezi, slujirea înseamnă și consiliere spirituală, slujirea înseamnă și atunci când vizitezi o familie, nu trebuie neapărat să fii într-o poziție de păstor, poți să fii un om obișnuit, dar care ai capacitatea aceasta dată de Dumnezeu să zidești, să unești persoane care poate că sunt într-un proces de degradare în ce privește relația lor și să-i aduci din nou la unitate. Slujirea are așa de multe ramificații. Uitați-vă cum vorbește Apostolul Pavel despre darurile acestea cu care Dumnezeu a echipat biserica lui. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Vă rog să remarcați aici modul în care Apostolul Pavel pune problema. Sunt felurite daruri, sunt felurite slujbe, sunt felurite lucrări. Imaginați-vă o lucrare de construcție. Aceasta este lucrarea, este un șantier. Și noi numim aceasta, este o lucrare de construcție. Acum, în cadrul acestei lucrări, sunt felurite slujbe. Unul e electrician, altul e cu mistria și te încuiește, altul pune rigips, altul zugrăvește, dă cu var. Deci, iată, în cadrul unei lucrări sunt felurite slujbe. Dar acum, în cadrul unei slujbe, sunt felurite daruri. Acum, zidarul, asta este slujba lui, el este zidar, el are niște instrumente cu care operează, cu care lucrează. El are mistria, el are instrumentul acela de a verifica dacă zidul este drept, dacă este vertical. La fel operează darurile în cadrul unei slujbe. Important este ca noi să ne punem întrebarea, sunt și eu în această lucrare a lui Dumnezeu? Și dacă sunt, care este slujba mea? Care sunt darurile cu care eu operez? Pentru că este loc în lucrarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dar pentru aceasta e necesară acțiunea. Neemia acționează și nu acționează de unul singur, acționează în echipă. Când acționezi în mod independent de unul singur, s-ar putea să nu știi exact ce trebuie să faci. În echipă, imaginea se completează, se perfecționează. În echipă, dobândești un orizont de gândire și de înțelegere mai vast. Când noi nu suntem în echipă, când suntem independenți, putem să mergem pe un punct de vedere personal care să nu fie compatibil cu voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, împreună cu Barnaba,
A fost în echipă. Ne uităm la lucrarea ucenicilor, mergeau doi câte doi, erau în echipă. În Faptele Apostolilor se consultau cu biserica de la Ierusalim, erau în echipă. Dacă ar fi să dau sumar un singur caz de om care n-a lucrat în echipă, omul acesta a fost Samson. El n-a lucrat în echipă, el a fost independent. El nu vrea să se consulte cu bătrânii din Israel. Orice judecător în poporul Israel avea un consiliu de bătrâni care îl sfătuiau, care erau permanent o sursă de consultare. Samson a zis, nu mă interesează, eu am putere, eu sunt tare, eu n-am nevoie de echipă, eu știu ce am de făcut. Și n-a știut că dacă avea niște sfătuitori, l-ar fi ajutat să meargă pe Făgașul cel Bun, l-ar fi ajutat ca să-și îndeplinească rolul și chemarea încredințată de Dumnezeu. Când nu suntem în echipă, putem să eșuăm. În final știm că Samson a eșuat și una din cauze a fost și aceasta, lipsa unei echipe. Ar fi fost un suport foarte bun pentru el și ar fi primit de acolo mult sfat. I-a lipsit echipa. Neemia se consultă cu dregătorii, face echipă și spune, hai să lucrăm. Și acum vedem al patrulea element în slujirea noastră creștină, este înțelepciunea. Compasiune, rugăciune, acțiune, înțelepciune. Neemia acționează cu înțelepciune în sensul că organizează bine lucrurile și lucrarea aceasta de zidire. Este foarte bine organizată. Ei nu încep așa într-un mod haotic. Fiecare face ce vrea. Nu, totul este organizat. Dacă ne uităm aici în capitolul 3, vedem cum Dumnezeu l-a inspirat pe Neemia ca să-i organizeze pe oameni, pe anumite compartimente, fiecare ce parte a zidului să facă. În lucrarea aceasta au fost implicați și bătrâni și tineri. În lucrarea aceasta am putea să remarcăm, au fost implicate și niște fete. Capitolul 3, versetul 12. Alături de ei a lucrat cu fetele sale Shalum, fiul lui Haloheș. Nu știu ce făceau aceste fete. Cu siguranță că nu zideau, nu era de competența lor. Dar poate făceau mâncare, se implicau și ele în această lucrare, pentru că în lucrare este loc pentru toți. În Noul Testament citim de fetele lui Filip, care proroceau. Este loc pentru băieți, este loc pentru fete, pentru toți. Neemia i-a organizat pe toți cu înțelepciune. Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeul pe care noi îl slujim este un Dumnezeu căruia îi place ordinea. Știți cui nu-i place ordinea și organizarea? Diavolului. Dacă ne uităm de la început, Dumnezeu a făcut ordine. În univers nu-i nimic haotic. Și acum oamenii de știință se miră, sunt consternați când văd modul în care universul acesta este organizat, sistemul nostru solar, faptul că planeta Pământ este exact la distanța potrivită în raport cu Soarele, că dacă era mai aproape, era prea cald, dacă era numai puțin mai departe, era prea rece și nu ar fi existat condiții climaterice corespunzătoare ca oamenii să poată trăi. Totul este într-o ordine perfectă stabilită de Dumnezeu. Dar în poporul Israel, Dumnezeu și-a ales poporul Israel, le-a dat legi, le-a dat prescripții, a stabilit închinarea de la cortul întâlnirii și dumneavoastră știți, în cortul întâlnirii nu era haos, fiecare obiect își avea locul lui, masa pentru punerea pâinilor își avea locul ei. Altarul acela de bronz își avea locul lui, candelabrul acela cu 7 brațe își avea locul lui, ligheanul acela pentru spălare își avea locul lui. Nu erau puse așa la întâmplare. Apoi, cele 12 seminții ale poporului Israel erau orientate, așezate în jurul cortului întâlnirii, dar nu haotic. Nu fiecare unde vroia, hai eu îmi pun cortul acolo, tu acolo, nu. Erau 3 seminții la nord, 3 seminții la sud, 3 la vest și 3 la est. Într-o imagine așa văzută de sus, oamenii n-aveau un satelit, acum ați văzut toate imaginile, se iau prin satelit de sus. Într-o imagine văzută de sus, erau într-o ordine perfectă, în formă de plus, în jurul cortului întâlnirii care era în centru. De ce? Lui Dumnezeu îi place ordinea. Dumnezeu nu-i de acord cu haosul. Lucrul ăsta îl vedem în Epistola către Corinteni, unde știți că acolo exista ceva dezordine, oamenii așa vroiau să lucreze, dar fiecare de capul lui, fără respect pentru celălalt, fără respect pentru slujirea lui Dumnezeu, fiecare așa cum vroia.
Și Apostolul Pavel zice, fraților, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al neorânduieli, e un Dumnezeu al ordine, al discipline. În toate bisericile sfinților, Dumnezeu vrea să fie ordine. De aceea, nu trebuie să fugim de organizare. Organizarea denotă înțelepciune. Lucrarea trebuie făcută cu înțelepciune. Organizarea pe compartimente, pe domenii, uitați-vă aici în Neemia, capitolul 4, versetul 13, spune așa, de aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoia zidului și locurile tari, poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițile și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Și mai mult, iată cum îi organizează Neemia, pentru ca pe de o parte să se zidească zidul și pe de altă parte să se poată apăra de vrășmașii care îi atacau. Versetul 16. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Versetul 17. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Este organizare. Și cu toate că erau împrăștiați pe zid, fiecare la locul lui, fiecare la pătrățica lui, fiecare la domeniul lui. Versetul 20. Și versetul 19, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții, la sunetul trâmbiței, să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Deci cu toate că erau împrăștiați pe zid, pe sectoare diferite, exista un sunet de trâmbiță care implica unitatea. Așa trebuie să fie și pentru noi. Lucrăm în diferite domenii, ne ocupăm cu slujbe diferite, daruri diferite. Există un sunet al trâmbiței care ne adună, pentru că noi trebuie să fim în unitate. Sunetul trâmbiței ne adună la rugăciune, sunetul trâmbiței ne adună la studiu biblic, sunetul trâmbiței ne va aduna când vine Domnul Iisus Hristos ca să-și răpească biserica și se va auzi un sunet de trâmbiță. Deci cu toate că suntem în diversitate, totuși unitatea este ceea ce ne dă consistență, ne dă putere, ne dă rezistență în fața vrășmașilor. În cazul nostru, în fața vrășmașului, diavolului care ne atacă din lumea aceasta. Deci Neemia a lucrat cu înțelepciune, totul a fost organizat, oamenii au fost așezați la locul lor și noi trebuie să ne încadrăm în această ordine a lui Dumnezeu. Stai la locul tău, în perimetrul tău, acolo vei fi cel mai eficient. Când în trup mădularele nu mai sunt la locul lor, atunci, vedeți, iese haos. Și Apostolul Pavel face referire metaforic la imaginea asta și spune, dacă mâna ar vrea să facă o slujbă pe care o are piciorul, dacă urechea vrea să fie ochi, și în felul ăsta să fie un amestec, iese dezordine, iese haos. Dar în momentul în care îți cunoști darul, îți cunoști chemarea, ești la locul tău, Dumnezeu îți dă har la locul tău. Fiecăruia dintre noi, spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Adică dacă Dumnezeu ți-a dat darul de a cânta, îți dă și har, îți dă și ungere. Dumnezeu ți-a dat dar de a recita poezii, îți dă și har. Dumnezeu ți-a dat dar de a sluji prin Evanghelie, îți dă și har. Dumnezeu ți-a dat dar de a îmbărbăta pe alții, îți dă și har în privința aceasta, pentru ca îmbărbătarea ta să-și atingă scopul, să fie eficientă când stai la locul tău. Dar când nu mai suntem în ordine și nu mai stăm la locul nostru, sigur că atunci nu sunt rezultate bune, atunci iese dezechilibru în trupul acesta al bisericii, atunci încep lucrurile să fie amestecate și sigur că atunci ne și putem răni unii pe alții. Implicarea în lucrarea lui Dumnezeu, în ultimul rând, și asupra acestui aspect, de fapt, aș vrea să insist, înseamnă statornicie. Statornicie. Nu numai organizare, dar statornicie. Pe tot parcursul acestor lucrări de zidire a zidurilor Ierusalimului, Neemia și poporul Israel au avut niște dușmani, niște străini. În timpul în care evreii au fost deportați în Babilon, teritoriul Israelului a fost ocupat de niște păgâni. Păgânii aceștia au făcut
din Israel un spațiu de manevră pentru afacerile lor. Vă dați seama, în momentul când a venit Neemia și a început să lucreze la zid, acești păgâni au fost deranjați. Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul și alți păgâni. Pe tot parcursul lucrărilor, ei au pus piedici. Acești păgâni au stat în opoziție. De fapt, când lucrezi la zidire, așteaptă-te la opoziție. Acesta e mesajul simplu pe care ne-l transmite cartea Neemia. Atâta vreme cât cineva nu face nimic, doarme, nu lucrează pentru Dumnezeu, vrăjmașul lasă în pace. Și ăsta și așa nu-i periculos. Lasă-l că ăsta doarme, nu-i niciun pericol, lasă-l să doarmă mai departe. Dar în momentul în care te-ai ridicat să faci ceva în numele Domnului și pentru slava lui Dumnezeu, vei vedea că vrăjmașul îți creează probleme. Apar piedici. Deci dacă apar piedici, piedicile sunt o dovadă că ești pe calea cea bună. Când nu-i nicio piedică, atunci sunt semne de întrebare. Și au încercat să descurajeze poporul prin ironie, prin cuvinte de batjocoră. Uitați-vă, de exemplu, în capitolul 4, versetul 1. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Iar Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Observați ironia lor. Cuvinte de batjocură, de descurajare. Au încercat să-i intimideze. Ei bine, Neemia stă statornic în lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori noi ne implicăm în lucrare, avem compasiune, intrăm în rugăciune, ne angrenăm în acțiune, cerem de la Dumnezeu înțelepciune pentru organizare, dar știți unde e problema noastră de cele mai multe ori? La punctul final pe care îl discutăm acum. Nu suntem statornici, cu bătaie lungă, nu suntem stabili în lucrarea lui Dumnezeu. Cum ne supără cineva? La revedere, am plecat. Nu mai fac, nu se poate lucra. În condițiile astea nu se poate lucra. Cum ne jignește cineva, ne retragem. Nici nu mai vin la biserica asta. Nu se uită frații frumos la mine. N-am avut niciun cuvânt de acceptare, de încurajare. Imediat la primele piedici care apar și care se ridică în fața noastră, noi cedăm. Ei bine, statornicia sau perseverența până la capăt, aceasta este cheia de succes în lucrarea lui Dumnezeu. M-am uitat în istoria oamenilor lui Dumnezeu care au făcut diferite misiuni. Biruința a venit datorită perseverenței lor. N-au cedat, nu s-au dat bătuți. Au mers mai departe. A fost William Carey, care a făcut lucrare în multe părți ale acestei lumi. Și a făcut lucrare în India și a perseverat. Au fost misionari în China și au perseverat, cu toate că n-aveau niște rezultate imediate, evidente sau spectaculoase. A fost nevoie de ani de zile ca să vadă câteva suflete convertite care să vină la credință, dar n-au dat înapoi. Statornicia este ceea ce mă califică sau, dacă nu sunt statornic, sunt descalificat în ce privește implicarea în lucrarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm acum în capitolul 6, deci din Neemia, să privim puțin la statornicia de care a dat dovadă Neemia, pentru că este un exemplu pentru noi, motivator. Așa trebuie să fim și noi. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Neemia e omul care își cunoaște lucrarea și spune: am o mare lucrare de făcut. Eu n-am timp să pierd vremea în Valea Ono, eu n-am timp să mă duc la sfatul lui Sambalat, este riscant, eu știu intențiile lui Sambalat. Și în momentul în care vine această delegație la Neemia, el este foarte ferm, este pe poziție și trimite delegația înapoi: spuneți-i lui Sambalat că eu nu mă cobor acolo, rămâne la zid.
El conștientizează acest aspect. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. El își cunoaște rolul. Eu vreau să vă spun ceva. Câteodată noi ne gândim în felul următor. Ei, și dacă nu fac eu lucrarea, nu e nicio problemă. Dumnezeu se folosește de alți frați. Este adevărat. Dacă eu nu predic Evanghelia, Dumnezeu are pe altcineva. Dacă tu nu cânți, Dumnezeu are pe altcineva. Noi nu-i facem un favor lui Dumnezeu prin faptul că ne implicăm în lucrare. Dumnezeu ne face nouă un favor că ne face părtași la lucrarea aceasta, de zidirea bisericii. Pentru noi este un privilegiu și este un har. Dacă noi nu slujim, cu siguranță Dumnezeu găsește pe alții. Nu suntem niciunul dintre noi de neînlocuit. Pe fiecare Dumnezeu ne poate înlocui, dar dorința Lui este să se folosească și de mine, și de tine, și de fiecare dintre noi. Și noi trebuie să înțelegem, când ne părăsim locul, acolo rămâne totuși un loc gol. Acolo tu puteai să faci ceva. Neemia își dă seama de lucrul acesta și spune, dacă eu aș pleca, ceilalți sunt dezorientați. Lucrarea ar putea să fie tulburată, oamenii să nu știe încotro să apuce. Însă Sambalat nu cedează. Versetul 4. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Vă imaginați? De patru ori vine delegația lui Sambalat. Adică vrăjmașul nu cedează. Câteodată vrăjmașul e mai perseverent decât suntem noi de perseverență în lucrarea lui Dumnezeu. Vine și a doua oară. Neemia, mai gândește-te, omule. Păi Sambalat vrea să colaborați. Vrea să vă sfătuiți, e bine intenționat. Ce ești atât de fixist, numai la zid, numai la adunare, numai la studiu, numai la rugăciune? Lasă puțin zidul, domnule, că nu-i nicio tragedie. Coboară puțin în vale. Și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. N-a venit și la tine Sambalat. Că și la mine a venit, la fiecare dintre noi vine. Ce mai lasă atâta adunare aia? Plimbă-te puțin prin Valea Ono, să vezi ce frumos. Numai că acolo Sambalat te prinde și ăla nu te iartă, te și lovește. De patru ori și Neemia le-a dat același răspuns. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Înțelegeți ce înseamnă statornicie? Unde e mai bine decât la zidul lui Dumnezeu? Unde e mai bine decât împărtășie cu ceilalți? Unde e mai frumos și mai plăcut decât atunci când îți aduci aportul la lucrarea lui Dumnezeu și ai și tu o satisfacție? Fiecare din dumneavoastră care ați slujit într-un fel sau altul, ați putea să mărturisiți în seara aceasta ce bucurie lăuntrică ai avut când ai știut că ai fost de folos pentru biserică, pentru slava lui Dumnezeu. E o bucurie care nu poate să-ți o dea Sambalat, nu poate să-ți o dea lumea. Ai o împlinire sufletească pentru că știi că ai făcut ceva care rămâne în eternitate, nu doar ceva pentru pământul acesta. Ei bine, dragii mei, ne-am fi așteptat ca Sambalat să cedeze, să zică, măi, de patru ori am trimis delegația asta, nicio șansă. Dar nu cedează. Știți ce face Sambalat? Face o scrisoare, versetul 5. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris, se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor. Fiți atenți, Sambalat îl atacă pe Neemia la cel mai sensibil domeniu când e vorba de lucrare. Știți care? Domeniul motivației. Și Neemia, tu știi ce vorbește lumea? Da, zice, tu lucrezi. Tu ai venit în mijlocul poporului, tu acționezi, te sacrifici, te cheltuiești, dar știi de ce? Pentru că tu ai un interes personal. Tu vrei să fii șeful lor. Tu vrei să iei locul împăratului Artaxerxe. De asta te sacrifici tu, de asta ești tu nelipsit la adunare, de asta ești tu la zid. Pentru că uite, asta vorbesc frații tăi, vorbește lumea. Tu ai interesul tău personal. Și omul ăsta stătea cu scrisoarea deschisă în fața lui Neemia și îi citea aceste cuvinte. Poate dacă eram noi, ne pierdeam cu firea și ziceam, măi, dacă așa vorbesc frații despre mine și mă interpretează greșit și spun că eu din interes personal fac lucrarea, eu nu mai fac lucrarea, să facă cine vrea. Dacă așa zic alții despre mine, eu abandonez. Poate dacă eram noi, abandonam. Dar când îți știi motivația și când ai o motivație curată,
Nu trebuie să te clatini în fața acuzațiilor nedrepte ale celor din jur, că sunt acuzații. Sambalat te atacă aici. Tu predici că îți place să stai în față. Tu reciți poezii că vrei să te remarci prin ceva și dacă n-ai prin altceva, înveți și tu o poezie și ai ieșit în față. Tu cânti cântare pentru că tu vrei să impresionezi, vrei să dai clasă altora, că tu ești mai bun cântăreț. Tu faci acțiuni de caritate că vrei așa să afle oamenii cât de generos ești tu, cât amabilitate ai și cât de mult simți pentru cei din jur. N-ați întâlnit situații când Sambalat te atacă la motivație, să te descurajeze ca să nu mai faci lucrarea aceea bună. Dar dacă tu ai o motivație curată, nu lăsa pe Sambalat să aibă câștig de cauză. Și poți să-i spui în față, eu ce fac, fac pentru slava lui Dumnezeu. Uitați-vă la reacția lui Neemia. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat, versetul 8. Ce ai spus tu în scrisoare nu este, tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceia voiau să ne înfricoșeze și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Când Sambalat a văzut că nu poate să-l sustragă pe Neemia de la zid, vedeți cum și-a schimbat tactica? A spus, lăsați-l la zid, bun, ăsta-i pocăit. Nu poți să-l duci la discotecă, nu poți să-l duci la un bar să bea alcool, pe ăsta nu-l duci cu zăhărelul, nu-l duci cu doza de bere, nu, ăsta e la zid, domnule, e acolo pocăit. Dar hai să-l lăsăm la zid, numai să-i muiem inima acolo la zid. Lasă-l să se ducă la adunare, numai să fie moale ca o cârpă, să nu facă nimic, să-l descurajăm și să nu mai slujească, tras pe linia moartă. Lasă-l să stea pe bancă, dar să nu facă nimic, să fie într-o inerție totală. Asta e tactica lui Sambalat. Și dacă nu poate să te ia de la zid, de aici, de la lucrarea mare a lui Dumnezeu, să te ducă în lume, atunci el zice, lasă-l la zid, numai să-i muiem inima, să nu mai fie eficient pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acuzații. Știți când David a ieșit pe câmpul de luptă să se bată cu Goliat? A venit fratele lui mai mare, Eliab, și a spus, hei, țâncule, ce cauți tu aici? Cui ai lăsat tu acele puține oi? Aia era domeniul tău, aveai și tu câteva oi de care te ocupai, ce pui tu întrebările astea? Și ziceți, cunosc eu mândria și răutatea inimii tale. Tu ai venit aici așa să te dai mare, să vezi și tu lupta, că de fapt nu era nicio luptă, că toți evreii tremurau de spaimă în fața lui Goliat. Dar Eliab îl acuză pe David de mândrie, de răutate, la fel ca în situația de față, îl atacă la motivație. S-a întors David acasă? Nu. Putea să spună, măi frate, mi-are dreptate. De ce îmi complic eu existența? De ce să mă bat eu cu uriașul la urât? De ce să-mi risc eu viața? Nu-i mai bine să mă întorc acasă? Mi-am făcut datoria, le-am adus cașurile de brânză, am dat pâinile, am făcut ce mi-a zis tata, mă duc acasă, acolo ascult pârâul cum curge, păsările din pădure, iarbă verde frumos, mai fac un grătar. De ce să-mi complic eu existența? Are dreptate, mă întorc acasă. A făcut așa? Nu. Pentru că David își cunoștea motivația. Nu din mândrie vroia să se bată cu Goliat, ci de dragul lui Dumnezeu. Pentru că ținea la onoarea lui Dumnezeu și pentru că nu putea suporta ca un vrăjmaș să ia în derâdere poporul lui Dumnezeu. Deci ce vreau să spun? Nu lua în seamă scrisorile lui Sambalat, că acum nu mai sunt scrisori de astea, acum e-mailul, telefonul mobil, mesajele, vreau să vă spun și eu, în lucrarea în care sunt implicat, de multe ori am primit mesaje anonime, că sunt oameni lași care nici măcar n-au curajul să discute pe față. În momentul când sun, nu mai cu cine sta de vorbă, deja telefonul este închis, dar trimit mesaje, te bombardează, scrisorile lui Sambalat, multe născociri, multe invenții, te atacă la motivație, da, știu de ce tu faci lucrul ăsta, pentru că tu ai interese personale. Când știi motivația, nu ceda, rămâi statornic în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, din nefericire am întâlnit mulți slujitori buni, oameni sinceri, care la punctul acesta au cedat. Și a spus, frate, nu mai lucrez. Uite ce vorbesc despre mine, uite cum mă interpretează alții, ce gândesc despre mine. În condițiile astea n-are rost. Mă retrag și dacă Neemia s-ar fi retras, cu siguranță îl supăra pe Dumnezeu. Dar el nu s-a retras. El nu tremură în fața acestei scrisori. Ce mulțumesc pentru scrisoare, du-te înapoi și spune lui Sambalat, nu mă intimidează. Eu rămân la zid că eu am un obiectiv foarte clar. A plecat omul cu scrisoare. Dragii mei, a venit ultima metodă și cea mai vicleană pe care a folosit-o Sambalat. A văzut că nu-i merge nici cu scrisoarea, de data asta trimite un evreu care are o întrevedere personală cu Neemia. Și evreul acesta
Îi spune Neemia, știi ceva, eu am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu. Eu sunt fratele tău, eu îți vreau binele, eu știu că Sambalat urmărește ca să te omoare, dar ascultă, uite ce mi-a vorbit mie Dumnezeu. Sambalat va veni noaptea să te omoare și singura ta șansă să scapi cu viață e să intri în templu, în mijlocul templului, în Sfânta Sfintelor. Dacă intri acolo, acolo Sambalat nu vine. Uite, vin și eu cu tine, eu protecția ta, securitatea ta, te asigur, sunt prietenul tău, sunt lângă tine. Și Domnul mi-a vorbit așa. Și uitați-vă ce spune Scriptura, versetul 11. Și eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau cam să mă tem și cam să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Neemia este omul care își cunoaște lucrarea, este omul care își cunoaște motivația, dar este omul care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care acest Șemaia i-a spus că prorocește, Neemia imediat a pus lucrurile în cântar. De o parte avea legea lui Dumnezeu, care îi interzicea lui să intre în templu. El nu era preot, el n-avea ce căuta în templu, asta ar fi fost o profanare, ar fi atras asupra lui mânia lui Dumnezeu. De aceea a spus, care om ca mine să intre în templu și să nu moară, că mă pedepsește Dumnezeu? Și de cealaltă parte este prorocia presupusă, care zice, ba da, intră în templu, nicio problemă, lasă tu legea, lasă cuvântul scris, zic eu, Domnul mi-a descoperit, intră în templu, numai așa scap cu viață. Și când Neemia pune lucrurile în cântar, îi spune Șemaia, îmi pare rău, dar tu nu vorbești de la Domnul, pentru că prorocia ta nu corespunde cu legea scrisă a lui Dumnezeu. Îmi pare rău, dar tu ești omul lui Sambalat, ce îmi spui tu nu vine de la Dumnezeu. Neemia e omul care cunoaște cuvântul și rămâne statornic în cuvântul și în lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, vorbeam de prorocia care aduce zidire, un dar al lui Dumnezeu și ne bucurăm și trebuie să ne rugăm. Dumnezeu să scoată proroci, Dumnezeu să înflăcăreze pe proroci adevărați, Dumnezeu să se folosească de ei spre creșterea noastră spirituală, spre maturizarea noastră. Dar vedeți? Textul din seara aceasta ne provoacă cu altă întrebare. Ce te faci când te întâlnești cu Șemaia? Ce te faci când te întâlnești cu Șemaia care, în momentul când tu faci rău, el îți zice de bine. În momentul în care tu faci bine, el îți zice de rău. Ce te faci cu Șemaia care vine, de exemplu, la un tânăr, să zicem, vorbește cu o fată necredincioasă și spune, fiule, nu-i nicio problemă, poți să te căsătorești cu fata aceea, că Dumnezeu o întoarce și pe ea mai târziu la credință. Ori tu ai cuvântul scris, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Au fost situații în care oameni de tipul lui Șemaia au dus familii la divorț, au dus tinerii în stări de confuzie foarte mare. Noi trebuie să fim oameni cu discernământ, trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul trebuie apreciat, scos în evidență, trebuie să ascultăm de adevăr, dar când te întâlnești cu falsul, cu imitația, nu te clătina, rămâi statornic în lucrarea lui Dumnezeu. Statornicia lui Neemia a fost atât de puternică, încât vrăjmașii în final au fost puși pe fugă. Uitați-vă la finalul acestei întâmplări, versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile, când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Până la urmă și vrăjmașii au capitulat. Sambalat se dă bătut. Ce nu? Am încercat toate metodele cu Neemia, asta n-ai ce să-i faci. Ăsta e un om atât de fixat în convingerile lui, e un om cu principii, un om care crede în Dumnezeul lui, nu reușim ca să-l luăm din lucrarea aceasta. S-au smerit până și vrăjmașii. Când tu îți vezi de lucrarea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu, când rămâi statornic în această lucrare, când rămâi dedicat, până și vrăjmașii tăi vor capitula, se vor smeri, vor recunoaște că ce ai făcut nu reprezintă un interes personal, reprezintă voia lui Dumnezeu și că tu ai lucrat în ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, și noi avem de isprăvit un zid și noi trebuie să lucrăm din răsputeri la zidirea Bisericii Domnului Iisus Hristos.
Și iată că în seara aceasta am încercat să vedem așa, într-un mod foarte concis, câteva din principiile acestei slujiri și în final aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Dumnezeu să pună în inima noastră compasiune. Dacă Neemia n-ar fi plâns și n-ar fi avut milă, n-ajungea niciodată să facă zidul. Nu poți să faci nimic bun pentru Dumnezeu dacă n-ai compasiune, dacă nu ți se mișcă inima. Totul va fi rece și profesional. Să ne rugăm în seara aceasta, apoi, în al doilea rând, identificându-ne și noi cu cei din jur. Rugăciunea a fost elementul acesta care l-a făcut pe Neemia să mișlocească în fața lui Dumnezeu. Să cheme bunătatea lui Dumnezeu peste poporul Israel, că într-adevăr poporul a fost în robie datorită neascultării. Dar vedeți, Neemia mijlocește, se roagă să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm să ne dea putere de acțiune, să nu fim doar spectatori la ceea ce fac alții, să nu privim doar la eforturile altora, să nu ne gândim că toată lucrarea e pe spatele comitetului și a câtorva frați care predică Evanghelia. Nu, lucrarea e și pentru tine, pentru oricare dintre noi. Toți trebuie să fim implicați, așa cum la acea zidire, în acțiune. S-au implicat toți, și fete, și băieți, și bătrâni, și tineri, toate categoriile. Au pus mâna unii pe mistrie, alții pe găleată, toți au fost acolo și au colaborat la zidire. Acțiune, fără acțiune, suntem doar oameni ai teoriei, doar oameni care privim de la distanță, dar care nu ne implicăm. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, înțelepciune de organizare, înțelepciune ca să știm să respectăm criteriile acestea după care se face lucrarea lui Dumnezeu. Și în final să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere de statornicie în lucrarea Lui. Pentru că ai o poziție, pentru că s-a îmbalat, nu te lasă în pace. Vine și prima dată, și a doua oară, și a treia oară, încearcă să te sustragă de la zid, să te ducă în valea acestei lumi, să-ți ia talentul tău, darul sau înzestrarea și să-ți irosești talentul sau darul, nu pe terenul lui Dumnezeu, ci în lumea aceasta. Mulți irosesc darurile lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă statornici, oricum am fi atacați, intimidarea, descurajarea, bârfa, interpretarea greșită, indiferent care ar fi săgeata pe care s-a îmbalat-o îndreaptă spre noi, noi putem să ne păzim și Dumnezeu este Cel care ne păzește și să rămânem statornici până la capăt, pentru că mulți se sting așa ca stelele alea căzătoare, se aprind puțin, sclipesc deodată, impresionează prin sclipirea lor, dintr-o dată te gândești, ai așteptări, spui băiatul ăsta o să iasă un slujitor al lui Dumnezeu, așa de tare sclipește și la scurt timp s-a stins ca un foc de paie și a dispărut. Nu-i statornicie. Nu-i statornicie. Dacă nu suntem statornici cu rază lungă de timp, Dumnezeu nu poate să fie mulțumit de noi. De aceea să ne rugăm, Doamne, fă-ne statornici. Până în ultima clipă, când Tu vei veni să ne iei, să ne găsești la zid, Doamne. De acolo ne va lua Dumnezeu, de la zidul bisericii. Te va lua Dumnezeu că te găsești așa cu mistria spirituală în mână, te găsește că făceai ceva, că lucrai pentru Domnul. De acolo cu siguranță ne ia Hristos pe toți. Vă rog să vă ridicați în picioare și haideți cu toți împreună în final să ne rugăm ca Dumnezeu.